Da, salut! Eu sunt Teodor Urac și în videoclipul de astăzi o să jucăm GTA 5 pe Windows 11. Să vedem cât de bine se mișcă, să vedem dacă pe Windows 11, care l-am avut înainte, nu se vedea foarte bine, să vedem dacă sistemul este mai bun, adică Windows are mai folosește mai puține resurse și automat jocul va funcționa mai bine. Haideți să dăm un screen record aici ca să fim siguri că înregistrăm Windows R, cred. Ah, așa, da. Ok, deci înregistrăm ecranul calculatorului și ne jucăm în același timp. Deci eu cred că o să funcționeze un pic cam greluț, dar totuși nu funcționează greluț, funcționează mai bine decât înainte. Hop. Da, bineînțeles, setările nu sunt date la maxim. Nu avem setările date la maxim. Să vedem. Deci, setările cred că sunt minim, cred. Nu știu sigur. Dar totuși funcționează destul de bine. Adică nu văd să aibă niciun fel de lag deocamdată. Pentru că, după cum am spus, înregistrez ecranul. Oh, a bounty has been set on me. Who set a bounty on me? Who has money? Who has money? Who set a bounty on me? Ia, să vedem mașina asta. Oh, yes. Parcă totuși puțin lag așa. Are puțin lag, dar foarte, foarte puțin. Deci funcționează mai bine pe Windows 11 decât pe Windows 10. Deci am încercat să mă joc pe PC-ul acesta. Încerca să mă joc GTA acum câteva zile când aveam Windows, dar are un pic de lag, are un pic de lag. Presupun că dacă nu înregistrez, nu o să am deloc lag, dar așa am un pic de lag și se vede un pic așa un picuț blurat, știi, ar putea să se vadă mai bine. Bineînțeles că asta e și din setări, dar atunci se vede destul de ok. Ești, hop, driver. I'm a driver. Oh, shit, am rămas stuck aici. Ia să merge pe highway. Highway. Ah, dar cum mă duc pe highway? Nu, partea asta n-am cum. Partea asta... Oh, cops, cops, cops. Shot the cops, shot the cops. Belim, bă. Pa, 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 pa. I-am rupt. I-am nimicit. Oh, stai, cum să mă duc pe... Da, un pic de lag sunt mașini tari, după cum v-am spus mai devreme, dar, și un mare dar, funcționează mult mai bine pe Windows 11 decât pe Windows 10. Deci, din prima mi-am dat seama, funcționează mai bine. Ia să ne pușcăm capul ăsta. Pa, 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 pa. Așa. Fraiere. L-am împușcat. Deci la o parte e rost. Da, hai să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Op, op. Ce ai aici pe jos? Zici ce ai pe jos? De ce? De ce? Oh, fraiere. Așa, deci, după cum v-am spus, setările sunt date aproape la minim, nu chiar la minim, dar sunt foarte low setările, de asta se vede așa, dacă se pare că se vede un pic mai ciudat. Pentru că când aveam Windows 10, când aveam Windows 10, s-a dus polițistul. Când aveam Windows 10, se cunoștea că avea foarte, foarte mult lag și deci nu, am încercat să înregistrez câteva ori, să mă joc și nu puteam practic să mă joc nici când înregistram. Și am zis că gata, asta a fost, nu mă mai joc de acum, nu mai fac videoclipuri și da, mă gândeam să încep un canal de YouTube, pentru că mai am un canal de YouTube, adică canalul meu pe care vedeți voi acum videoclipul, mă gândeam să încep un canal de YouTube cu gaming. Ce ziceți? Mă susțineți dacă îmi fac un canal de gaming și opa, flying car, flying car.
ridică-te, ridică-te, dă-i. Deci dacă îmi fac un canal de YouTube cu gaming, ceva de genul ăsta, cum fac eu acum, ceva de genul ca videoclipul ăsta, să fac videoclipul. Și da, ce credeți, mă susțineți, scrieți-mi asta în comentariile mai jos, dacă primesc multe comentarii de comentarii pozitive, gen, o să deschid un canal de YouTube cu game, dacă comentariile sunt pozitive. Dacă nu sunt pozitive și nu am foarte multe like-uri la acest video, nu o să-mi deschid un canal, pentru că, da, nu vă deschide interesul. Deci, mă joc de aproximativ 5 minute și nimic, niciun lag, nici nimic. Câteodată mai dă un pic așa, dar foarte puțin, dă un semn de oboseală. Hop. Fraiere, de ce te-ai băgat în fața mea? Așa, s-a băgat ăsta în fața mea. Deci câteodată mai dă câte un semn, dar foarte puțin de oboseală. Gen, îmi imaginez că acum aș putea să dau setările la maxim. Aș putea să dau calitatea jocului la maxim și fără să înregistrez, bineînțeles. Și s-ar vedea cât de cât ok, zic eu, fără niciun fel de lag, fără niciun fel de problemă. Deci ce fac eu acum? Mă joc, practic, mă duc dintr-o parte în alta și nu fac nimic. Încercăm să scăpăm de poliție și după aia mergem să... Da, parcă acum dădea un semn de oboseală, dar nu. It's ok, no, it's ok. Așa. Deci, unde era? Am uitat unde era. Ceva s-a întâmplat. O mare eroare acolo, nu știu dacă v-ați dat seama. Deci eu spun videoclipul ăsta întreg, exact cum e el acum. Și voi să-mi spuneți... Voi să-mi spuneți... ce credeți despre el. Adică dacă vi se pare că e laggy sau nu e laggy. Acum a fost iar laggy. Se cunoaște, am trecut de 6 minute de înregistrat, dar de acum se cunoaște că dă semne de oboseală, PC-ul dă semne de oboseală. Așa, și eu pus... am făcut șpană. Cred că nu mai scap de polițiști. Am aprind de miliție. By the way, nu uitați să lăsați un like la acest video și să vă abonați. Bum! Pa! Mamă, ce bun! Hop, și... Era zic ce bun și acum mă prinde poliția. Rămâneam fără benzină, fără nimic, fără gaz, fără... Aoleu! Bum! Hop! Lăsa-mi de spiegă! Cine căcat asta? Tocmai m-am întâlnit cu Meteor Gameplay. Nu pot să cred chestia asta. Nu te duci, Meteor Gameplay. Meteor Gameplay. Dacă vreți să vedeți canalul lui de YouTube, o să vă las un link în descriere. Și, de Meteor, ajută-mă. What the fuck? Eu am pană și toate astea și nu pot. Eu nu pot să uit. Fuck. M-a omorât. Da, nu uitați să vă duceți la Meteor Gameplay, deci veți avea linkul lui undeva acolo sus, acum. Și da, duceți-vă acolo și abonați-vă la canalul lui de YouTube. Op, a căzut Meteor Gameplay. Ce tare, nu pot să cred.
What the fuck? Iar a murit. Iar a murit. Ce varzis. Nu știu. Da, dacă v-am spus, duceți-vă, abonați-vă la Meteor Gameplay acolo. Haideți să-mi scot mașina, să vedem dacă mai am o mașină. A, nu l-am, shit. A, dacă aveam mașina era super. Deci puteam să vă arăt ce mașină super, super mi-am făcut eu. Dar, din păcate, nu pot să vă arăt pentru că nu... Ai, urcă sus, urcă sus. Unde e Meteor Gameplay? Meteor Gameplay. Hai, Meteor Gameplay. Eu nu știu cum să scriu, el mi-a scris aici, hai sus pe motor. Eu nu știu cum să scriu, am și uitat cum să scriu, cum se mai joacă. Nu m-am jucat de așa de mult. O să hai sus pe motor, care motor? A, pe mașina asta. Oba, am căzut, oba. Ei, ai, 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 hai, de merg. Ok, acum filmăm cu Meteor Gameplay. Probabil și el face un videoclip sau ceva. Da, dacă te uiți la videoclipul ăsta Meteor Gameplay, până la sfârșit, bineînțeles, eu nu știu cum să scriu. Am uitat cum să scriu. Tare, tare fast. Și acum mă duce el undeva. Unde mă duci? Ah, și o pus pe hartă. Mamă, de ce repede conduce. Meteor Gameplay, tac, tac, tac. Ah, eu am două stele la poliție. Da, deci nu mai făcut niciun fel de lag, nimic, adică nu mai face câteodată foarte, foarte puțin, dar, deci eu în momentul ăsta înregistrez și mă joc jocul, deci două task-uri în același timp, cât de cât se vede jocul, super mie mi se pare. Da, v-am spus de ideea aia, o să become associate, cum dau associate, undeva aici, email. A, de email. Nu. Pac. Am mers. A, aici. În jos. Oh, now I am... You are a member of Meteor Gameplay, acum. Deci, Meteor Gameplay, acolo aveți unde scrie de mai jos. Nu pot să cred, m-am pus să fac un videoclip. Eu, fără să... Deci, nu am vorbit înainte. Poate să vă zic și el în comentarii, nu am vorbit înainte și... ne-am întâlnit în joc. Eu voiam să fac un videoclip să testez jocul GTA și... eu te-am făcut un glitch acum. Nu știu dacă ați văzut. Deci eu voiam să testez jocul GTA 5 pe Windows 11, cum rulează pe Windows 11, că tocmai l-am instalat pe PC-ul meu principal și voiam să văd cât de bine funcționează și funcționează mult mai bine decât pe Windows 10, da, vă pot spune chestia asta. Nu funcționează excelent, deci are lag-uri și toate astea, și de asemenea calitatea nu este dată la full, deci da, două minusuri din start, dar un mare plus este că funcționează și cu înregistrarea ecranului și cu jocul pornit, da. Unde merge Meteor Gameplay? Meteor Gameplay... Gata. Am intrat undeva cu Meteor Gameplay. V-am spus, canalul lui o să fie în descriere de mai jos. Așa. Dacă nu o să-i dau tag. El are undeva la aproape 200 de abonați. Ajutați să se facă măcar 500 sau 1000 de abonați. Așa. Eu nu știu cum să scriu. Dacă te uiți... Cum scrii? Cum scrii în jocul ăsta? Cam uitat cum scrii. Z. Ce tare o să-mi aleg o mașină, eu ce de mașină are aici. What the fuck? Cum scrie? Am uitat, era V sau N? Sau Y? Sau V? Ah, organization. Ah, cum să scriu? Ha.
Am dat din greșeală. Am dat din greșeală, cumva scriu, dar iar am pierdut. A, pe T, trebuie să apeși pe T, mes. A. Ei zic acum că filmez un videoclip. Care mașină ți-a luat? Asta ți-a luat tu. Și eu mi-au Subaru să se Lancer, bără. A, nu pot să iau. A, nu pot să iau, it's ok. Deci mergem cu el, mergem cu un Chevrolet whatever, o mașină tunată. Foarte, foarte tare. Mamă, ce tare. Da, deci v-am mai spus mai devreme, dacă vreți să vă duceți și să vă uitați la jocuri, deci sunteți pasionat de jocuri sau vreți să învățați misiuni în jocuri, duceți-vă, aveți link-ul în descriere mai jos, al lui Meteor Gameplay, are și o Mazda RX-7 aici. Duceți-vă în descriere mai jos, o să aveți un link acolo și abonați-vă la Meteor Gameplay, da. Deci avem înregistrat până acum 16 minute din joc și totul merge ok. Deci nu am nicio problemă. Mi-a zis să iau eu mașină. Wow, nu pot să cred. Oh, thank you for the car. Oh, mi-a dat un Chevrolet. Oh, mi-a dat un Chevrolet și mi-a zis că... De ce nu pot să scriu, mamă, ce... E un pic laggy. Deci avem totuși un pic de lag și tot persistă lagul ăsta, gen nu e odată și câteodată funcționează excelent de bine, deci nu am nicio problemă, absolut nicio problemă și câteodată apare moda jos. Stai cum îi scriu, ha. Aha. Deci el când și-a luat altă mașină, și-a luat Audi-le astea sau whatever ce e asta, și-a luat Audi-le astea și m-a dat afară de mașină. Că m-a dat afară de mașină. Dar e fain și mașina asta, un Audi 4, whatever, super tunat. Ah, mi-a dat kick și din mașina asta. Thank you, Meteor Gameplay. Thank you very much. Deci nu știu cât de lung să fac videoclipul ăsta. Deci filmăm jumătate de oră. Nu, da, aproximativ maxim jumătate de oră și după aia cum îi zice, o să-l închid jocul. You have no access to personal vehicle. Îmi scrie ceva. Nu știu să fac cum să ierte mașina. Nu știe cum să fac. Noi. Hai. Așa. Așa. Hai să facem o misiune. Deci facem o misiune și încheiem jocul ăsta, cam atât, să nu facem foarte, foarte mult, că o să vă plictisiți cu siguranță. Hai să facem o misiune. Da, și după cum v-am spus, eu sunt, nu v-am spus, eu sunt Teodor Alex 14 în GTA. Dacă vreți, duceți-vă și dați-mi acolo un follow și ne jucăm împreună, cine știe, poate ne jucăm împreună. Sau cu Meteor Gameplay. Poate ne jucăm împreună. Sau poate ne jucăm toți, adică și Meteor Gameplay și eu și așa, bineînțeles, dacă o să-mi fac, sper să-mi fac timbioza asta, scoate fum roșu. Oh, yes. Hai, Meteor Gameplay, știu că poți.
Cum claxonez? Nici n-am idee cum claxonez în jocul ăsta. Deschis capota. Thank you for the capota. Mi-a deschis capota mie. Închidi capota. Da, cred că facem o misiune mai târziu. Pentru că el nu găsește ceva în setări. Bineînțeles, noi nu ne jucăm foarte, foarte mult. Nu jucăm chiar foarte puțin. Oh, thank you, mi-ai deschis toate ușile. Ia uitați cum arată o mașină cu ușile toate deschise. În GTA 5. Thank you, Metal Gear. Sper să nu vă plixiți acolo, eu nu mă plixesc. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, v-am mai zis chestia asta, nu uitați să vă abonați, dacă aveți chef. Ia uite. Și intrăm înăuntru, în sfârșit, opa. Tocmai mi-a luat portera înainte. Da, m-a făcut accident. Mi-a luat portera. Hai, Meteor Gameplay, hai să mergem. Nu? Mergem. Da, cam greu, Meteor Gameplay. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii de mai jos dacă vreți să încep un canal de YouTube și ce jocuri ați vrea să joc dacă aș începe un canal de YouTube. A, și cum să se numească canal. Ia uite, închis. Închis și capota, închis și spatele. Wow, închis și portiera. Op, a deschis portiera, închis. Închis-o și pe aia. A mea nu pot să mai închis pentru că eu nu mai am. Oh yes, în sfârșit mergem, da. Mergem să facem o misiune în sfârșit. Hai. Misiune. A, mergem să tunăm mașina întâi și după aceea facem misiune. Noi suntem vagabonds. Vagabonds. Da, deci am văzut azi un video. De ce a intrat aici? De ce a intrat aici Meteor Gameplay? Da, deci am văzut azi un videoclip super, 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 super tare. Dacă o să-l găsesc, nu mai știu despre ce era vorba, dar dacă o să-l găsesc, o să-l lăs în secțiunea de comentarii. Să vă uitați și voi. Da, dacă în Meteor Gameplay stă mult, hai să mergem Meteor Gameplay, hai. Haide, te rog. Hai să mergem. Pus pauză. Lasă că-l aranjez, stai să vezi. Scot un pistol cu lui, nu-i place când îmi pușcă și toate astea. Nu-i place când îmi pușcă, da? Am pus câteva grănesc. Hop, hop, hop. Așa, și ne urmărește poliția. Lui chiar nu-i place deloc când... Oh, opa. Am dat cu o bombă. Sticky bomb. Îmi place cel mai mult asta, sticky bomb. Să-mi joc el. Au, și ce lag a avut acolo. Da, are cât de cât un lag, pentru că deja înregistrez 25 de minute, de 25 de minute și mă joc în același timp, deci... Și mi se pare că am deschis și browserul, dacă nu mă înșel, am deschis și browserul. Deci, overall, Windows 11, pentru că este și în varianta beta, da. Gândiți-vă că este și în varianta beta, deci noi ne terminăm cu Windows 11. Și da, sper că pe viitor să funcționeze mai bine și să pot să mă joc, dacă o să am timp, bineînțeles, și dacă o să mă ajutați voi cu un subscribe la canalul cel nou de YouTube, dacă
Bineînțeles, o să primesc multe like-uri și multe comentarii la acest videoclip de încurajare să fac un canal de YouTube. O să fac un canal de YouTube gaming, gen, papa. Și, de ce ne-ai adus aici, Meteorchim? Să aduc un canal de YouTube gaming, gen, și, mergem la iahtul lui. O să facem, da, un canal de YouTube de gaming și am uitat cum ieși. Oh, shit, am uitat cum ieși. Am găsit. Deci o să facem un canal de YouTube de gaming și o să ne jucăm jocuri acolo. Dacă, bineînțeles, mă suportați voi, mă suportați, sună ciudat în română. You support me guys. Da. Dacă ar fi să vorbesc în engleză, because you support me guys and I'm thinking to open a YouTube channel and yeah, if you show me your support, sună mai bine în engleză, if you show me your support. If you show me your support, I will open that YouTube channel and we're gonna play together like, I don't know, GTA and something like that. Da, deci sună mult mai bine în engleză, nu știu ce îmi place mai mult și presupun că majoritatea dintre voi știți că eu sunt plecat de foarte, foarte mult din România, deci de aproximativ 12 ani, mai bine de 12 ani. Și majoritatea timpului vorbesc ori engleză, ori greacă. Mai puțin așa, cât stau pe acasă, foarte, foarte puțin, atunci vorbesc limba română. Opa, iar a intrat sub tabă. Ce era până asta? De ce a intrat sub tabă? Haide! Unde te-ai dus, Meteor Gameplay? Ce iaht are? Mamă, mamă! Unde ești, Meteor Gameplay? A, ești aici. A, s-a dus mult. O să mă duc și eu? Nu cred că o să mă duc. A, ba da, pot să mă duc. Has invited you in their yacht. Mergem în yachtul lui Meteor Gameplay. Oh, yes. Ia să vedem. Ia să vedem, să vedem. Oh, yes. Hello, Meteor Gameplay. Unde ești? Oh, cine vrea o măr, o portocală de aici? Hai să urcăm fugărita cu Meteor. Oh, m-a prins. Ia să Meteor Gameplay. Mamă, ce tare. Yachtul lui Meteor Gameplay. E, tu what to sit? Oh, la un bar, la o... Ce ne pui de băut? Hai să bem ceva dacă tot s-a dus la bar. Da, presupun că majoritatea dintre voi nu o să vedeți chestiile astea pentru că nu vă uitați până la sfârșitul videoclipului. Dar dacă v-ați uitat până aici și asta înseamnă că vă place ceea ce fac, nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii de mai jos că v-ați uitat până la sfârșit și ați văzut tot videoclipul, da. Lăsați-mă, let me know in the comments below. Dar sună mai strange in English. Dar nu vreau să mă laud prea tare că la voi asta o să însemne că, pentru că eu știu engleză, pentru că știu, nu pentru că am învățat engleză, că n-am știut, nimeni n-a știut sau s-a născut învățat. Unde te-ai dus? Unde s-a dus mai pe? Unde s-a dus? Eu nu pot să intru aici. S-a dus undeva și nu știu unde s-a dus. Ce tare. Și nu pot să spun. Oh, are un elicopter. Hai să luăm elicopterul Meteor Gameplay. A, nu pot să-i iau. Oh, și... Îl luam dacă și mă duceam. The bounty has been added. Unde ești Meteor Gameplay? Ah, caramba. Ai caramba, ai carajne. Cum s-a dus, mă? Cum mă duc eu acum? Cred că mă duc pe jos. Ah. Peter Gameplay. Ok, mă. În sfârșit facem o misiune. În sfârșit, după atâta timp. Oh, yes. O misiune după un trilion de ani.
purchase add-on heavy armor. Deci ne trebuie 4 player și ceva de genul. Nu e ceva de helicopter. Da, deci, oh shit, el e 109 de level, 109 are și eu level 108. Deci nu a jucat foarte mult. El joacă de obicei GTA, dar mai puțin Forza Horizon 5, mi se pare că, și încă un joc mai joacă. A, Need for Speed, nu Need for Speed. Cum se numea jocul ăsta? Pentru că nu mă joc prea mult. Nu mai aduc aminte cum se numea jocul ăsta. Ia să vedem despre ce este vorba în acest episod. Deci mergem cu elicopter. F-10 și... Vezi, zici, viziune. Ah, deci eu conduc, cred. Eu conduc sau? Sper că conduc eu, că sunt mai bun drag. Nu. Ah, shit, mi-a dat timp de conduc. Nu pot să fie rea. Ah, ce-mi pus, da. Go to the fridge, oh, sorry. Ce spuneam ceva sau ce nu știu ce trebuie să facem? Da, nu mai avut, bă că nu mai avut probleme. Și filmez de ceva timp, filmez de jumătate de oră. Deci filmăm de jumătate de oră într-una și suntem ok, adică nu am avut probleme grave. Deci când jucam pe Windows 11, mi se oprea foarte nașpa și începea de aici de sus, de unde e ventilatorul, de unde e fanul, începea să facă scotea destroy air condition units. Really? Ai, de ce se acolo meter gameplay? Dar... Adere meter gameplay. A, deci mergem pe scări, las. Să vedem ce o să reușim să facem. Sau poate nu o să reușim nimic să facem. Trebuie să-mi pușcăm. Opa, am căzut în bot. Careva e cu elicopterul jos. A, trebuie să stau oare la elicopter? Eu mă duc la elicopter. Poate, doi dintre noi sunt din patru, doi din noi să fie în elicopter, doi dintre noi să... Nu puteam să-l luăm. Da, nu puteam să-l luăm. Asta e. Ok, mergem sus, vedem care treabă. Să vedem dacă putem să ne ducem sus acolo. Dai, sus acolo. Oh, hello, Meteor Gameplay. Ce mă faci? Îl urmărim pe Meteor Gameplay. Urmărire în general. Oh, găsesc scări, perfect. Unde ești? Oh, Meteor Gameplay, tu distrugi pe toți, eu nu fac nimic. Ia să punem noi luneta.
Să-i capujim pe toți. Unde mai avem un domn? Pe cineva care să-i dăm o armă în cap, la drept în cap. Unde ești, mă, băiete? Oh, s-aici, s-aici. Pa, pa. Pa, pa. Am casa. Ah, și casa. A venit un elicopter. Wow, ce bun am fost. Oh, bravo, băieții. Bravo, gașca mea. Opa, am ce dată ne sunt trebuie să cum schimbam? Mă de făcă. Mama, mi-a nimicit, i-am nimicit, i-am căsăpit. Cum schimb armele? Că nu știu, că am o grămadă de arme, dar nu știu cum le schimb. Shift. Nu. Pe ăsta de sus? A, da, pe ăsta de sus. A, așa cum am și eu o gangă de asta. Killing shot, nu așa. Which shot? A, this shot. Opa. Mamă, ce bă, am căzut, am ieșit. Ok, îl așteptam pe Meteor Gameplay sau Iorba, ce e asta? A, eu pot să urc. Op. Haide, haide! Nu, 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 elicopter, elicopter, nu, nu, nu. Deci, m-a luat un truck și ei mai trebuie mai iau un truck. Oh shit, îmi pușcă, îmi pușcă. Asta de mașină cu mine, asta de mașină cu mine nu prea face nimic. Eu trebuia să mă duc în Meteor Gameplay, dar... Dar n-ai cu cine, pentru ăștia... Ăștia dacă joacă singur, fac așa se întâmplă fiecare dată. Când eu și cu el mă joc, numai oameni nașpa dai, știi, dai numai de jucători super... Oh shit, ca și mine. Eu am vorbit, da? Eu am vorbit și eu am răsturnat truck. A, cine asta? Iorbul? Un Iorbul să zice. Mamă, ce-i... Distrugi camion. Îl face... Zopul la comut. Hai, stânga, stânga, stânga. Ia tine. Ia uite-l. Hop. Sorry. Sorry, nu pare. Sorry. Sorry, a? Dar alea nu face nimic, am să dau eu niște bombe. Dau eu niște bombe ca să fie totul bine. Mamă, dar ce viteză am prins. Da, văd că nu mai am avut nicio problemă de acum. Iar un pic de glit. Da, what the fuck, s-a dedicat de mic. Da, vezi, mai are glitch-ul și se vede. În detalii și toate chestiile astea sunt date la minim, minim, detaliile sunt date la minim. Grafica jocului este, dacă se este, cam proastă. Dacă vă spun adevărul, este cam proastă. Trebuie să facem stânga și aici. Cine este? Meteor Gameplay, da. Ah.
luptătorii mafia. Marele. Da, cred că eu o să închei aici. Cam atât cu videoclipul de astăzi. Deci, mie mi se pare go, go, go. Nu prea sunt bani aici. Nu prea sunt bani aici. Deci am făcut 16.440 fiecare. E ok. Da. Jocul se mișcă mult mai bine decât înainte, decât pe Windows 10. Deci am instalat Windows 11, după cum ați văzut la începutul videoclipului. Da, nu uitați să mergem la droguri. Zice că mergem la droguri. Îi spun ok. Da, nu uitați să vă abonați, lăsați un like la acest video și nu uitați să-i dați un follow lui Meteor Gameplay. Veți avea linkul undeva acolo sus, sau apar acum, sau în descriere de mai jos. Duceți-vă acolo, arătați-i some love, spuneți-i că veniți de la mine, așa, și suportați-l cu un like și un subscribe. De asemenea, spuneți-mi dacă vreți să deschid și eu un canal de YouTube. Dacă da, dacă nu, scrieți-mi asta în secțiunea de comentarii de mai jos. Lăsați un like și abonați-vă. Cam atât cu acest video. Până data viitoare. Peace. Vă las.